Deci există două dimensiuni fundamentale și care se împletesc foarte bine. Este pedagogul și este artistul. Dar, de fapt, artistul este și un arhitect al sufletelor copiilor pe care le modelează de ani și ani de zile la liceul Cupati. Și am să vă spun la sfârșit și care este capodopera bine cunoscută a creației acestui artist. Artist la catedră, îndrumând generații peste generații și artist în fața vieții, viața fiind tema fundamentală a creației lui. Spun asta pentru că este o prezență bine cunoscută, atât la nivel național cât și internațional. Este invitat la mai multe simpozioane și a avut foarte multe expoziții în afara țării, printre care Bruxelles, Alicante și chiar Malta. Este o prezență artistică vie, este un promotor de fenomene culturale și slavă Domnului că are și elevi pe măsura capacităților unui dascăl atât de redumit. Asistăm astăzi la o expoziție complexă care cuprinde grafică, sculptură și pictură în cadrul unui proiect complex, așa cum o să observăm în momentul în care se va arăta deschisă expoziția. Un titlu interesant, Interferențe clasice, pentru că acest curent numit clasicism este cel sub auspiciile căruia întreaga artă a secolelor 17-18 a stat și iată că și în zilele noastre clasicul este cel care rezistă. Dacă ar fi să urmărim care sunt acele elemente clasice în ceea ce este expus astăzi, sigur că ar fi foarte multe de spus. În principiu, se știe că acest curent clasic este echivalent cu moral și că el creează niște modele absolute atât în ceea ce privește tipologia unor eroi speciali, unor eroi modeli, pornind de la antichitatea clasică, dar și ceea ce privește puritatea și echilibrul formelor. Este un echilibru interior și exterior, vizibil în ceea ce este expus astăzi, dar cu elemente de artă modernă și contemporană, și aici mă refer la sublimarea realului, la abstractizarea formelor și a culorilor. Fiecare veți vedea, de fapt, tema fundamentală pe care autorul a transmis-o celor din jur, și anume viața în toate ipostazele ei, pentru că orice creator este un autor de viață în miniatură, este un demiurg și el își pune amprenta atât asupra lucrărilor propriu-zise, cât și asupra sufletelor, cum spuneam mai înainte, sufletelor unor generații și generații de copii care se dovedesc din ce în ce mai creativi. Am să închei prin a vă spune că v-am promis. Știu care este capodopera declarată a creației sale. Este fica dumnealui, o domnișoară la fel de creativă ca și tatăl său și care sunt convinsă că îl inspiră în tot ceea ce face și mai mult decât atât îi creează confortul pentru a lucra și îl ajută în interrelaționarea cu toți copiii pe care sunt convinsă că îi consideră că pe ai lui. Și capodopera se numește Teodora Iona și Ivanovici. Ca de obicei, liceul de artă vine cu expoziții asupra cărora trebuie să gândești, să simți și să gândești.
Ce este interesant este că observ că aceste generații care îi urmează lui Marius Ivanovici, care îi urmează lui Daniel Predus, de asemenea lui Emanuel Fleancu, cu cei trei mentori ai elevilor care îi spun astăzi aici, sunt generații, da, cu care voi rezonați, sunt generații care au învățat să intelectualizeze emoția. Este un lucru extraordinar de important pentru mine, din punctul meu de vedere, în sensul că emoția, odată ce se conceptualizează, se îmbogățește la nivel de nuanță. De-a lungul acestei linii drepte imaginare, veți întâlni câte emoții, atâtea episoade narrative. Avem în secțiunea din spatele meu desene care vor sluji pentru viitoarele sculpturi, pentru viitoarele lucrări de sculptură. Avem aici grafica păstorită de Emanuel Fleancu și undeva în spatele vostru și în partea mea dreaptă avem lucrările de pictură, schițele de pictură. O să vă rog frumos, după ce se sfârșește etapa aceasta discursivă, episodul discursiv, să vă opriți în fața fiecărei lucrări cu mare atenție. Și să vedeți că va trebui să stați de vorbă puțin cu ea, ca să puteți înțelege întreaga poveste. Generația voastră, generația colegilor voștri de la Liceul Ipatic, este o generație care nu doar că a învățat, și mă repet aici, să spună povești, ci a învățat să spună povești cu cifru. Avem lucrări descriptive, în care, sigur că natura vorbește fără să mai aștepte să-i se pună întrebări, dar avem și foarte multe lucrări în care există o sumedenie de simboluri, de coduri, multă metafizică și îndrăznesc eu să spun și trimiteri cu reflexe ezoterice. Mie personal mi-au reținut atenția lucrările din zona aceasta de grafică, cele de aici, care încep aici cu creion alb-negru și care se sfârșesc undeva în spatele colegului meu, Marius Chiva, mi se pare că este zona care transmite, zona cu o vibrație extrem de puternică, pentru că nu spune doar poveste, uitați-vă și la cromatică, sigur că ea nu este o cromatică neapărat luminoasă, nu sunt aici culori care strălucesc, culori care vin să explodeze, sunt culori care însă îți vorbesc cumva pe limba melancoliei, pe limba unei tristeți, pe limba unei profunzimi, pe limba unei individualități care caracterizează aceste timpuri. De asta spun că mi se pare foarte interesant felul în care evoluează lucrurile, pentru că am senzația că în spatele acestui tipar, să-i zicem foarte grebit, artificial, placid, pare că sunteți o generație care nu mai are răbdare, care nu mai are timp, care forțează lucrurile pentru ca ele să se petreacă după voia lor, nu. Nu e adevărat. Lucrările acestea demonstrează contrariul. Demonstrează faptul că se nasc, eu știu, copii ca voi, care învață să privească lumea dincolo de aparență, care învață să comunice cu straturile de informație pe care le-au acumulat și pe care noi le-am acumulat la nivel de subconștient colectiv și, de asemenea, mai departe, să comunice cu ceea ce vine din viitor. O expoziție de nota 10 și Marius comenta mai devreme același lucru, aceeași notă o acorda aceste expoziții și exact cum spunea și Alora, să știți că Marius Ivanovici este un profesor și artist extrem, dar extrem de exigent. El râde, glumește, pare că știe să treacă precum un fluture, precum fumul de la o lucrare la alta, de la o expoziție la alta. În realitate, Marius Ivanovici este extrem de atent, are un ochi nu doar iscoditor, un ochi care critică, zic eu, chiar și atunci când doarme, chiar și atunci când ploapa i s-a lăsat. O expoziție pe care vă rog din toată inima să o analizați cu mare atenție după ce noi vom termina aici de vorbit și de povestit și să vedeți că dacă o priviți ca și cum v-ați privit pe voi în oglindă, cu siguranță vă veți regăsi măcar într-una dintre aceste lucrări. Marius, felicitări! După atâtea cuvinte minunate pe care le-am auzit, atâtea laude, mie nu mai rămâne decât să fac câteva precizări. Și vă spun vouă, elevilor, toate aceste lucruri sunt realizate de către elevii noștri, evident, elevii mei, subsemnate, elevii domnului profesor de grafică, artist, Fleancu Emanuel, elevii pictorului
Reduț Daniel. Expoziția este o expoziție de artă plastică. Evident că liceul de artă are și alte secții de artă decorativă. Toți profesorii care predau la acest liceu sunt artiști și sunt cei mai buni artiști. De aceea, ceea ce vedem noi aici este doar o parte din ceea ce se realizează la acest liceu. Arta decorativă, poate cu altă ocazie o să reușim să facem o expoziție în comun. Cert este că am repornit colaborarea cu acest spațiu nou și mă simt mândru pentru că l-am inaugurat anul trecut cu o expoziție, pot să spun, personală a elevilor mei, cu elevii mei, doar de sculptură. De data aceasta am înaintat puțin și vă oferim o picătură din grafică și pictură. Următoarea, sper și, nu știu, cu siguranță, poate reușim să integrăm și celelalte secții. Pe voi vă aștept cu mare drag la Liceul de Artă să veniți să ne vizitați și când se lucrează astfel de piese. Sunt convins că o să vă trezească cumva interesul. Să știți că toți acești elevi, unii dintre ei sunt studenți, alții vor fi studenți, vor urma calea. Chiar și eu am fost elev la acest liceu. M-am exprimat un pic greșit, mă scuzați așa din punct de vedere gramatical. Și eu am fost elev acestui liceu și acum predau. Printre voi avem o domnișoară care a fost elev la liceul nostru și acum este arhitect, conduce un club de artă, Anteu, la Mioveni, Iulia Smaranda. Puteți să o priviți, să uite așa dintr-un colț la noi, cu mare drag și cu ușoară nostalgie. Deci suntem urmăriți așa din toate părțile. Ce să vă mai spun? Arta vă deschide sufletul și vă hrănește vizual, dar și interior. Vă rog frumos să o abordați ca atare, cu mult interes și vă aștept cu mare drag la Liceul de Artă. Încă o dată eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor, mulțumesc gazdelor și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toate cuvintele frumoase care m-au umplut de optimism, de fericire și de primăvară, evident. Mulțumesc frumos! Foarte interesant că curile vorbesc și Doamne ajută să fie cât mai rapid rezolvată această vorbă, această sală se crede, se spune și se vrea să devină o sală de expoziții la nivel național. Sigur că se va rezolva, dar mai așteptăm. Oricum, atunci când această sală va deveni o sală care să adune lucrări la nivel național, categoric, majoritatea lucrărilor de aici, din sală actuale, mai ales lucrările de grafică, vor fi prezente, pentru că sunt lucrări de o deosebită valoare artistică. Este reprezentat tot ce este mai frumos și mai periculos în același timp. Iată, prin artă, noi putem să vedem prezentul și viitorul nostru. Felicitări în primul rând domnilor și doamnelor profesori de la Liceul de Arte Plastice, liceul care ne prezintă astăzi cele mai frumoase și mai interesante lucrări de grafică, de pictură și lucrări care în viitorul apropiat vor deveni
lucrări de artă cu tematică modernă, sculptură modernă. N-am cuvinte de mulțumire pentru cei care au realizat aceste lucrări. Sunt cu totul și cu totul deosebite. Pot să stea alături de cele mai frumoase, cele mai interesante lucrări, în special de grafică, și nu se poate să nu aducem un elogiu acestor oameni care se ocupă de această problemă și considerăm că arta nu va muri. Deși la nivel național problemele de artă și cultură sunt lăsate pe un plan secund, dar totuși, vedeți, există suflete mari care nu se lasă păcălite. Le doresc multă sănătate, succes, iar celor care au organizat această expoziție și în special Centrului Cultural Pitești, să o facă atât cât trebuie de des, pentru că asemenea lucrări excepționale nu fac altceva decât să ne îmbogățească sufletul. Sufletul nostru care de multe ori este trist. Venim într-o expoziție de acest gen și ne umplem inima de plăcere. Felicitări, încă o dată felicitări celor care au expus, celor care au îndrumat și celor care au organizat această expoziție și nu în ultimul timp, celor care privesc cu nesați aceste lucrări. La mulți ani pentru toți!